Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va derula în luna octombrie 2013 162 programe de formare profesională pentru un număr de peste 3200 de persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite. Cursurile vor fi organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și Agenția Municipiului București. Județele în care se vor organiza cele mai multe cursuri cu număr mare de participanți sunt Alba, Hunedoara, București, Iași și Galați. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul ANUFM, meserile cele mai solicitate pentru care se organizează programe de formare profesională în perioada menționată sunt cele de ospătar, bucătar, operator, introducere, validare și prelucrare date, lucrător în comerț, instalator, instalații tehnico-sanitare și gaze, frizer, coafor, manicurist, pedicurist, inspector, referent, resurse umane, zugrav, contabil și cofetar-patiser.